Salutare lumea, eu sunt Vlăduț. Eu sunt Bianca. Asta este un croissant. Și noi suntem în Lyon. Lyon este al treilea cel mai mare oraș din Franța și capitala culinară a acestei țări. Motiv pentru care are mai multe restaurante pe cap de locuitor decât orice alt oraș din această țară, iar restaurantele lor specifice se numesc bouchon. Iar alt lucru pentru care este renumit acest oraș este producția de mătase, fiind o tradiție începând încă din secolul al XIV-lea și răspândită din generație în generație. Motiv pentru care din nou există niște pasaje secrete care sunt incluse în anumite tururi și care sunt challenge pentru turiști să fie descoperite. Totodată se zice că Lyon este cea mai bună destinație europeană pentru un city break. Așadar, eu zic că sunt destul de multe de spus despre acest oraș și hai să pornim la drum cu prima noastră destinație, care este Piața Bellecourt, un fel de Piața Unirii de aici din Lyon, care de altfel este una dintre cele mai mari piețe pietonale din Europa și a treia cea mai mare din Franța, unde poți să mergi să faci shopping pentru că este centrul multor străzi cu magazine. Poți să te dai în roată iarna când este târgul de Crăciun sau poți să admiri Basilica Fourvière, care parcă este desprinsă din filmele Disney. Ce este foarte important este că aici o să aveți cea mai frumoasă priveliște a acestei catedrale, pentru că ea se află undeva pe deal, iar aici suntem jos și o putem admira în toată splendoarea sa. Iar în centrul acestei piețe se află statuia lui Louis al XIV-lea, care este cel mai lung monarh din istorie și a domnit undeva la 72 de ani, fiind încoronat la vârsta de numai 4 ani. Ce mai puteți face aici este să veniți și la punctul de informare turistică, care este destul de fain și unde noi am fost să punem niște întrebări despre Lyon Car. Ne-am luat un card de ăsta turistic care a costat cât, Bianca? 42 de euro doar cardul, însă noi am prins un pachet prin care am luat și transfer da, de la aeroport dus întors și am dat 52 de euro de persoană. Deci practic transferul dus întors plus acest card care e valabil 48 de ore și cu care aveam intrări gratuite în mai multe locuri. O să precizăm la fiecare unde am avut intrarea gratuită. Suntem pe un vapor, în caz că nu se vede deja, și urmează să facem un tur cu ghid pe Saône, care este cel de-al doilea râu din Lyon. În Lyon sunt două râuri, Rhône și Saône, și este inclusiv și confluența lor pe acest traseu pe care urmează să mergem. El în mod normal cât costă, Bianca? O să afișăm aici, costă atât, dar noi mergem gratuit pentru că este inclus în Lyon City Card. Sunt trei trasee pe care le puteți face. Noi l-am luat pe al doilea, cred, nu? Da. Este cel care trece pe la Muzee de Confluence, care e Muzeul Confluenței și care este un muzeu de antropologie și mai multe chestii și are un design așa foarte futurist. Muzeul ăsta este destul de departe, vrem să-l vedem, dar parcă nu am bate drumul pe jos până acolo, așa că a fost foarte convenabil să luăm această cursă cu barca. Facem o mică pauză acum. Această oprire este dacă vrei să mergi să vizitezi muzeul, dar dacă nu vrei, vaporul se întoarce. Ni s-au prezentat foarte multe informații faine pe traseu. De exemplu, este o legendă a catedralei Notre-Dame de Fourvière. Ea practic a fost construită ca o promisiune dacă nu va fi Franța invadată de prusaci. Am mai aflat despre un cartier rezidențial făcut de un arhitect care se numește Perrache. Nu a apucat să-l ducă la capăt, dar acum este o zonă destul de frumoasă și unul din cartierele verzi ale Lyonului. Și de fabrica de zahăr la care poți să ajungi doar cu barca. Și sediul Euronews, care este foarte fain. Oraș a cărui istorie se conturează în jurul celor două râuri, experiența cu barca merită din plin pentru că obții un tur complet al orașului unde ai acces la informații pe care nu le găsești așa de ușor pe internet. Fii atent la orele la care pleacă și ține minte că ar trebui să mergi cu minim o jumătate de oră înainte la casa de bilete pentru că se formează niște cozi foarte mari. După acest tur am continuat să ne plimbăm în Presqu'île, care este limba de pământ dintre cele două râuri, până am ajuns la Place de Terreau, care este o piațetă mare unde se află mai multe obiective interesante. În spatele meu se vede Hotel de Ville, sediul al primăriei și este o clădire care a intrat în patrimoniul UNESCO. Tot aici mai puteți veni la Muzee de Beaux-Arts, al doilea cel mai mare din Franța, după Louvre, din ce am înțeles. Iar fix în centrul acestei piețe este această fântână care o ilustrează pe Franța
ca un personaj feminin, călărind o trăsură cu patru cai care reprezintă cele patru mari râuri din Franța. Povestea din spatele ei este destul de interesantă pentru că a fost făcută de Bartholdi, un sculptor destul de celebru pentru că a făcut și Statuia Libertății din New York. Inițial a fost lansat un concurs de către primăria din Bordeaux să se facă această statuie, el a câștigat concursul, însă a fost prea scump, iar 2 ani mai târziu primăria din Lyon a decis să cumpere și să o amplaseze aici. Tot în această piață veți găsi și foarte multe activități de făcut, multe restaurante și de aici se zice și că oficial începe cartierul Croix Rousse. Dar Croix Rousse a rămas pentru următoarea zi, pe care am început-o cu un mic dejun delicios la Noaș Cafe, unde am încercat faimoasele clătite franțuzești, cunoscute de fapt ca crepe. Aici cafeaua este undeva la 2-3 euro, iar micul dejun 4-7 euro și tot aici am aflat că în Franța în general nu se lasă bacșiș. Oamenii sunt plătiți bine, iar în unele locuri chiar refuză bacșișul. De aici ne-am pornit către Croix Rousse, unde am descoperit că drumul merită 100% să fie făcut pe jos, pentru că vei da de foarte multe locuri ascunse sau hidden gems care sunt frumoase în sinea lor și au o poveste în spate. Noi nu o să le prezentăm exact pe toate, care și un videoclip foarte lung, însă vă putem da acum niște exemple. Unul pe lângă care am trecut ieri din piața Belcourt este Fântâna Iacobinilor, care se zice că este una dintre cele mai frumoase fântâni din Franța și care ilustrează unul din grupurile cele mai importante care au participat la Revoluția din 1789. Un alt loc sunt scările pe care le vedeți aici în spate de pălărie mea, care au apărut atunci când Lyon era considerat un oraș foarte urât, poluat, congestionat, aglomerat. Iar artiștii locali au spus că este timpul să facă o schimbare și că asemenea picturi o să dea o față fresh locului. Mai sunt niște scări a căror numele am uitat. Escalier Prunel. Așa, și mai sunt o grămadă de muraluri. Așadar, dacă le vedeți, luați-vă timpul să vă uitați așa prin jur, pe pereți, că o să găsiți multe locuri frumoase. Și am decis să urcăm scările alea frumoase pe care le-am văzut mai devreme, pe drum am dat și peste altele și am ajuns în Croix Rousse, care este unul dintre cartierele renumite de aici, pentru că în secolul al XIX-lea toți croitorii de mătase s-au mutat în această zonă din Lyonul vechi. Odată ce am ajuns aici am dat peste foarte multe locuri faine, am dat peste un atelier de vechituri unde erau cărți și viniluri, iar după un fel de parc de distracții, ca un bâlci de la noi, dar cu mult mai multe chestii, iar motivul pentru care am venit aici, de fapt, este ca să vedem și noi un atelier de ăsta de mătase și să aflăm mai multe despre istoria sa. Iar cel pe care o să-l vizităm este Maison de Canu, unde vom putea vedea diferite tehnici și aparate cu care se prelucrează și s-a prelucrat mătasea. În mod normal, prețul variază între 2 și 16 euro în funcție de ce colecții veți vrea să vedeți, însă cu Lyon Card este gratuit. Am terminat vizita la Maison de Canu. Este practic un muzeu al diferitor aparate de prelucrare a mătăsii și cel mai important de aici este Jacquard, care este un aparat destul de vechi care prelucrează mătase și ce e interesant este că avem aici cartonul care dă modelul. Este carton perforat și în funcție de ce model se pune acolo sus, trec ațele prin el, iar el se învârte și practic face designul ales de noi. Acest aparat este destul de important datorită acestei tehnici prin carton care practic a ajutat la automatizarea războaielor de țesut și care încă mai este folosită și în ziua de astăzi, numai că e digitalizat. Pentru programatori este făcut în sistem binar. Iar pe lângă asta puteți vedea și istoria mătăsii din mai multe puncte de vedere, însă probabil cea mai interesantă parte este despre viața muncitorilor și revoltele pe care aceștia le-au purtat. Prima a fost legată de faptul că treceau printr-o perioadă economică destul de proastă, prețul mătăsii scăzuse destul de tare, iar oamenii au ajuns să aibă niște salarii foarte mici, astfel încât ei au ieșit în stradă să protesteze. Totul s-a transformat într-o revoltă destul de mare, a intervenit și Garda Națională, însă nu au fost victime. Iar cea de-a doua revoltă a fost din cauza că țesătorii aveau salarii prea mari, iar proprietarii de ateliere nu erau destul de mulțumiți și spuneau să li se reducă salariile. Această revoltă a fost ceva mai sângeroasă, au fost și niște victime și prizonieri, însă ele reflectă perioada din secolul al XIX-lea, când industria mătăsii era destul de importantă. Industria de
relucrarea mătăsii este de altfel destul de importantă și astăzi, după cum se poate vedea în acest mural din spatele meu, pentru că avem aici un atelier de mătase și el este mult mai mare, după cum se poate vedea în spate, și face parte dintr-o serie de mai multe murale, nu? Da, sunt undeva la 100 prin tot orașul. Ăsta este cel mai important pentru că ilustrează viața cartierului Croaru și este actualizat la fiecare 10 ani în funcție de timpurile pe care le prinde. Legat de toate celelalte 25 de murale pe care le găsiți în oraș, câte undeva în anii 80, reprezintă viața unui arhitect care a pus bazele cartierului în anii 20. Continuăm pe drumul mătăsii din Croix-Rousse în Vieux-Lyon, care este locul anterior unde obișnuiau să-și țină atelierele croitorii de mătase și care este unul dintre cele mai vechi cartiere în stil renascentist din Europa. Cele mai mari și vechi cartiere, mai exact. Da. Totul a luat amploare undeva în secolele 15, 16, 17, odată cu boom-ul din industria mătăsii, când foarte mulți negustori din Franța, Flandra și încă vreo două, trei țări care le-a reținut, s-au mutat aici, având foarte mulți bani, au început să construiască. Astfel au apărut case în stil renascentist francezesc, italian. Sunt și case medievale aici. Sunt foarte puține cei drept și s-au păstrat destul de greu. Dacă o să le căutați, o să le găsiți. Noi am intrat și am descoperit foarte random undeva. Era un pasaj cu un târg medieval și acolo erau și clădirile respective. Da. Și se zice că 300 dintre toate cele care au fost construite în secolele respective încă mai există și astăzi. Puteți să le admirați pe aici. Iar astăzi este un punct de atracție turistică foarte mare și sunt foarte multe buticuri și restaurante unde se formează cozi gigantice, pentru că sunt și foarte recomandate de bloguri și de ghiduri turistice. Practic aici vine toată lumea când vizitează Lyonul prima dată. Noi n-am venit prima dată, dar l-am inclus pe lista noastră. Plimbându-ne prin Vieux-Lyon am descoperit un loc foarte tare, un atelier de mătase care se numește La Soierie de Saint-Jean și care se poate vedea în spatele meu. Însă ce este foarte tare aici este că explică procesul de fabricare a mătăsii și arată că viermii de mătase mănâncă o frunză care se numește mulberry, nu știu exact ce reprezintă. Dud, cred că este. Nu, e frunză de dud. Și aceste frunze cresc în Franța din mai până în noiembrie. Ne și arată procesul lor și ce putem vedea aici sunt viermii cum produc mătase efectiv. Și ne s-a părut nouă foarte tare. Tocmai am intrat într-un trabul, într-un mod destul de fraudulos, pentru că sunt niște pasaje care momentan se află în niște complexuri rezidențiale și trebuie păstrată liniștea, cumva aceste porți sunt închise, însă ce sunt ele de fapt? Niște caracteristici arhitecturale specifice acestui oraș și ele au fost create atunci când industria mătăsii a luat amploare pentru a facilita accesul direct de la ateliere către malul râului. Din ce am înțeles, nu o să găsești asemenea locuri în alte părți și da, trebuie păstrată liniștea pentru că acum sunt privatizate și teoretic nu ai voie să intri aici, practic intri cu ghid sau dacă ai auzit și te-ai documentat înainte. Aceste pasaje se găsesc doar în Vieux-Lyon și în Croix-Rousse, pentru că aceste locuri au fost cele în care au avut lucrătorii de mătase ateliere. Și dacă teoria noastră e corectă, aici în capăt este o ușă pe care ar trebui să ieșim în partea râului. Thank you. Ia să vedem unde suntem. Ok, nu știu unde am ieșit, dar cred că mai aproape de rău. Da. Hai că am descoperit care este faza cu ele. Ele practic sunt interconectate și ai ieșit dintr-un bloc de ăsta și te duci în următorul. Pentru că am văzut mai devreme cum au ieșit niște oameni fix de pe această ușă și ducea într-un pasaj similar. Și cred că din pasaj în pasaj ajungi până la râu. Ce e interesant la ele este că trebuie să le vânezi. Efectiv trebuie să stai la ușă de asta și să aștepți să iasă cineva, pentru că altfel nu ai cum să intri. Nu puteam să ne includem în Lyon un bouchon sau un restaurant tipic lyonez, unde trebuie neapărat să încercăm unul din meniurile de aici clasice. Nu știu mai nimic din ce ne-am luat. Este un meniu de 31 de euro în care ai 3 feluri de mâncare. Unul este desertul. Eu mi-am luat escargot și Bianca are salată lioneză cu ou, un fel de bacon și crutoane. E un gust pe care, efectiv, nu știu să-l descriu. Parcă-i pești,
nu știu, prăjit, habar n-am cum să descriu, dar e interesant, n-am mai mâncat așa ceva. Cred o leacă, o furculiță interesantă. E o furculiță cu doi țepi, special ca să poți prins bucata. Tocmai am aflat că escargot sunt de fapt melci. E gătit așa într-un sos de ierburi, e gumos, dar gustos. Asta o să fie interesant de urmărit, o să încerce și Bianca melcul. E foarte bun. Serios? N-am gust deloc de pește, nu știu ce pește mi s-a făcut. Nu mă așteptam să-ți placă. Carnea asta este foarte fain gătită, e așa puțin sărată și în combinație merg toate elementele. A venit și felul 2 și eu am un fel de cârnaț lionez care e servit cu piure, un sos și văd că sunt și bobițe de muștar Dijon. Iar Bianca are chenel, un fel de preparat cu un sos făcut din carne, pâine pe deasupra și care se servește cu orez. Sunt niște chestii pe care niciunul din noi nu le-a mai încercat și suntem foarte curioși cum sunt. E super bun, foarte fain condimentat. Și sosul este așa acrișor, cred că e cu ceapă. E foarte fain, clar ceva ce n-am mai întâlnit până acum. Un roller coaster de reacții. Nu știi ce să crezi. Mi se pare gen când a început este așa ușor acrișor. Da, de la sos. De final parcă nu mai are gust nimic. Da, exact asta am simțit și eu. Foarte fain. Sosul e așa sărat. Are gust de lapte cumva, sau smântână. Cum e? Nu știu să descriu. E bun, n-are gust de carne. Nu? N-are gust de brânză, n-are gust de nimic cunoscut. Și a venit și desertul, eu am creme brulee cu niște pișcoturi pe deasupra, iar Bianca habar n-avem ce are. Tot ce știm este că e o gălușcă umplută, e brie. Da, e brânză brie. Da, chiar e brie. E bun, dar mi se pare foarte dubios că e desert. Foarte bun, eu mă așteptam să fie foarte dulce, cum e la noi. Păi nu, nu este. Bun, e moderat, e perfect. Da. Îmi place, chiar îmi place. Gata și cu acest bușon. O experiență foarte tare. E ceva ce cred că ar trebui încercat neapărat dacă merge aici. Felurile de mâncare au fost așa foarte complexe. Niște gusturi care efectiv nu le-am mai întâlnit până acum, dar foarte bune. Și merită cei 31 de euro, cu toate că e destul de scump când stai să te gândești. Dar e ceva ce nu ai să mai găsești. Eu am o teorie. Când ești în vacanță în afară, nu face conversia lei, că e mai bine. Și ok, nu sună mult 30 de euro. Continuăm cu mâncare, dar de data aceasta alt tip de mâncare, pentru că mergem la piață care se numește Le Hall de Lyon Paul Bocuse și sunt numite după unul din marii șefi ai Franței, care din păcate ne-a părăsit în 2018 și îl putem vedea aici în spate și aici sus pe clădire. Ce altceva mai știm despre piața, Bianca? Este visul unui mâncăcios, așa îl descrie toată lumea pe toate vlogurile și că au și câteva restaurante care la prânz sunt pline cu localnici. Ia fiți atenți aici, ați mai văzut piață cu hartă? Efectiv, îți arată aici pe categorii baruri, restaurante, șarcuterii, băuturi alcoolice și vinuri, bulangerii și ți le arată aici exact unde sunt poziționate fiecare. Cât de tare! Tocmai ne-am luat și noi un mic dejun la pachet, pentru că nu prea erau mese înăuntru. Și Bianca cred că e în al nouălea cerc și a luat niște foi de plăcintă. Mama face o prăjitură cu măr, cu niște foi de plăcintă pe care le face înainte și taie marginile ca să iasă forma. This is gourmet. Și pe lângă asta am mai luat și ceva tradițional lionez, care este această tartă cu praline, care am înțeles că chiar de aici plecat și o poți găsi la diferite bușoni de cumpărat la desert și o tartă cu mere, pentru că ne plac merele. Tarta asta este genială, vă recomand să vă luați dacă veniți aici în Lyon. Are un gust așa dulce, sărat, pentru că are și migdale pe dinăuntru și blatul ăsta e un fel de biscuitiv foarte crocant și foarte bun. După ce ne-am mai cumpărat câteva bunătățuri de la piață, am revenit în Vieux Lyon pentru a vizita Muzeul Cinematografiei și al Miniaturilor. Acesta cuprinde 5 etaje, unde sunt prezentate diferite concepte ale cinematografiei și sunt împărțite cam așa. Primul este dedicat filmului Parfumul, un film foarte tare pe care vi-l recomand, unde se află recuzită la care au lucrat undeva la 12 oameni și care cuprinde undeva la 3000 de sticluțe făcute la o fabrică din Polonia și trimise la studioul din München, unde s-a
s-a filmat. Pe măsură ce urci vei găsi recuzită din filme și mai celebre, și aici vorbim de filme ca Harry Potter, Spider-Man sau Matrix, filme care mie îmi sunt foarte dragi. Și ce mai este fain este că ți se și explică concepte ale cinematografiei, cum ar fi efectele speciale, cum se procură costumele sau cum se folosesc machetele. Ai crede că în ziua de astăzi toate filmele se filmează cu CGI, însă în spate este de fapt o muncă mult mai mare și asta am descoperit văzând roboți sau miniaturi care sunt folosite la aceste scene complicate. Am uitat să vă spun că totul este original aici, adică ce vedem sunt costumele originale, ciocanul original al lui Thor și cred că în acest muzeu oricine va găsi ceva ce îi place, adică sunt prezentate filme de toate tipurile, drame, comedii, filme de acțiune, filme cu supereroi. Ce ar mai fi important să vă menționez este că există și o expoziție temporară. Cea pe care am prins-o noi este dedicată lui Jay Oliva, un storyboard teller destul de important în industria filmului, care a lucrat la filme precum Justice League sau Thor Ragnarok, dar probabil personajul care îl reprezintă cel mai bine este Batman, pentru care am și putut vedea o demonstrație a procesului său creativ într-un mini cinema. Ultimul etaj reprezintă și originile muzeului, miniaturile, pentru că fondatorul acestuia, Dan Olman, este miniaturist, destul de important în industria filmului și ce vom vedea aici este toată munca sa de-a lungul timpului. Este un muzeu pe care vi-l recomand cu foarte mare încredere, eu unul m-am simțit foarte bine aici și este cu siguranță în top 3 muzee favorite. Intrarea aici costă 9 euro, însă noi am intrat gratuit cu Lyon City Card, iar programul este de la 10 la 6 jumate și pentru că în ziua anterioară nu reușisem să vedem tot din Via Lyon, am continuat să ne plimbăm și am oprit la Catedrala Saint-Jean-Baptiste sau Sfântul Ioan Botezătorul în română, care este una dintre cele mai vechi din Lyon și care împreună cu încă două biserici formau complexul episcopal din Lyon, acele două biserici fiind chiar printre cele mai vechi din Europa de vest, datând încă de pe vremea creștinismului, undeva la 150 după Hristos. Iar despre această catedrală ce știm, Bianca? Aceasta a fost construită undeva între secolele 12 și 15 și este gotică, după cum puteți să observați. Și chestia interesantă este că în 1300 au fost adăugate vitraliile, care sunt în original, în majoritatea lor și astăzi, pentru că în cel de-al doilea război mondial, pentru a nu fi bombardate, au fost date jos, împachetate și ascunse. Iar încă o adiție foarte faină din anul 1500 este un astrolab care indică poziția exactă a Pământului, a Soarelui și a Lunii. Intrarea este gratuită și programul de vizitare este de la 9 până la 7.45 în timpul săptămânii, iar sâmbăta până la 7. Nu? Da. Hai să intrăm să o vedem. A fost frumos la biserică, am prins chiar și un concert de orgă, iar acum mergem la cealaltă catedrală importantă din oraș, care este Notre-Dame de Fourvière și cea mai bună metodă ca să mergem acolo este cu funicularul de la această stație care se numește Vieux Lyon și care costă cât un bilet normal de metro, da, că face da. Parte din aceeași rețea. Noi avem Lyon Card, deci o să urcăm gratuit până acolo. După o călătorie cu un funicular vechi de 100 de ani, am ajuns și la Basilica Notre-Dame de Fourvière, care este una dintre cele mai impresionante clădiri emblematice franceze construite în secolul al XIX-lea. Iar ceea ce este foarte fain, în primul rând, viewpoint-ul pe care îl oferă asupra orașului din turnul nordic. În al doilea rând sunt mozaicurile impresionante și foarte colorate care ilustrează scene biblice din interior, iar interiorul este foarte extravagant. Hai să-l vedem! Și cam ăsta a fost Lyonul, între timp s-a făcut și noapte. Până data viitoare, nu uitați să ne dați un like dacă v-a plăcut acest videoclip, să dați subscribe și apăsați clopoțelul de notificări ca să fiți la curent cu tot ceea ce postăm. Share-uiți acest videoclip cu prietenii voștri și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa! Pa!